Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire în Curtea Școlii, aici la Bucovina TV. Cum v-am obișnuit deja, în fiecare după amiază, seară de marți, în direct și în reluare, miercurea, după știrile de la ora 17. Ne revedem la început de aprilie, o primă săptămână foarte încărcată, plină de veselie, de bucurie în Curtea Școlii, pentru că este săptămâna altfel. O săptămână în care elevii au tot felul de activități pe placul lor, intitulată ce-i drept anul acesta, să știi mai multe, să fii mai bun, dar în aceeași notă ca și anul trecut. O săptămână care are multă priză la elevi, în care aplică, așa cum ați văzut probabil deja la știrile Bucovina TV și la alte știri, aplică noțiuni, cunoștințe pe care le-au învățat de-a lungul anului, dar de data aceasta le aplică, să spunem, în aer liber sau în diferitele locuri pe care le vizitează. O săptămână așadar frumoasă, pe placul elevilor, și sper ca să reușiți cât mai mulți dintre dumneavoastră, ca de didactice, să ne trimiteți fotografii de la activitățile cele mai interesante, să le putem prezenta săptămâna viitoare, marțea viitoare, într-un material deosebit, așa cum a fost și anul trecut. Revenind însă la ziua de astăzi, 2 aprilie, o ediție deosebită în Curtea Școlii, o ediție în care încercăm să răspundem la câteva din întrebările noastre legate de debutul înscrierilor în clasa pregătitoare, pentru că îl vom avea în scurt timp în direct pe domnul inspector școlar de specialitate pentru învățământul primar, domnul Puiu Ioan. De asemenea, să vă prezentăm niște copii foarte frumoși, foarte isteți, care au reușit la cea de-a 10-a ediție a unui concurs deja devenit tradiție în județul Suceava să obțină rezultate foarte bune. Copiii însoțiți de cadre didactice care i-au coordonat. Apoi vom continua cu un talent mare la vârstă mică pentru a încheia cu povestea la minut. Să dăm start ediției din seara aceasta în Curtea Școlii și să începem cu calendarul zilei de 2 aprilie. În anul 1792, prima lege monetară în Statele Unite ale Americii s-a stabilit că moneda unică va fi dolarul și așa a rămas până acum, cel puțin pentru Statele Unite ale Americii. În 1864 se adopta legea comunală de inspirație franceză care prevedea organizarea comunelor urbane și rurale. În anul 1866 se desfășura plebiscitul prin care populația României a fost consultată în privința aducerii pe tronul țării a unui prinț străin, Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. În anul 1867, Mihai Eminescu publica în revista Familia poemul care ne este drag și multora dintre noi și pe care îl studiem în orele de limba română, Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. În anul 1884, Academia Română a însărcinat pe Bogdan Petricei cu HD-ul cu realizarea unui dicționar etimologic al limbii istorice și poporane, se numea acesta. Iar în anul 1939 apărea la București săptămânal revista România Literară sub conducerea lui Cezar Petrescu. Câteva lucruri care mi s-au părut nouă, iată, interesante. Să mai notăm în dreptul datei de 2 aprilie, că este data de naștere a lui Carol cel Mare, celebru rege al francilor. Tot pe 2 aprilie notăm ziua de naștere a lui Hans Christian Andersen, celebru scriitor danez, a lui Emil Zola, scriitorul francez. Și venind așa mai în zilele noastre, tot pe 2 aprilie este și ziua de naștere a actriței românce Manuela Hărăbor și a politicianului român Raluca Țurcan. Ambelor le urăm la mulți ani din Curtea Școlii și poate că ar fi important să notăm că în acea zi de 2 aprilie trecea în neființă Papa Ioan Paul al II-lea, cel care a fost atât de îndrăgit în rândul tuturor creștinilor. 2 aprilie este și ziua internațională de conștientizare a autismului, promulgată de Adunarea Generală a ONU în anul 2007. În săptămâna care va urma nu sunt foarte multe sărbători, zile deosebite, dar pe 5 aprilie în România se spune că se sărbătorește ziua automobilistului, pe 7 aprilie este ziua mondială a sănătății, iar pe 8 aprilie ziua internațională a romilor.
Iată, acestea sunt informațiile pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Înainte însă de a trece mai departe, să nu uităm să mulțumim celor care sprijină în fiecare săptămână bunul mers al emisiunii noastre. Este vorba de salonul Perfect Style, situat în cartierul Opcine, vis-a-vis de Biserica Sfânta Cruce. Le mulțumim doamnelor Maria Ciobanu, care a avut grijă de coafiura mea, și doamnei Emma Tkaciuc, cea care m-a ajutat să arăt puțin mai bine. Și trecem mai departe să mai spunem și de concursul sponsorizat de Librăriile Alexandria. În seara aceasta avem cel de-al treilea volum al romanului Vine tu. Trebuie să răspundeți la o întrebare simplă legată de curtea școlii. Care este titlul cărții scrise de Mircea Sânt-Timbreanu, în care sunt prezentate cu haz întâmplări din curtea școlii? Cu siguranță știți titlul cărții, sunați la numerele afișate pe ecran și aveți șansa să câștigați cel de-al treilea volum al romanului Vine tu. Da, colegii mei îmi spun că au reușit să stabilească legătura telefonică cu domnul inspector de specialitate, domnul profesor Pui Ioan. Îi spun bună seara! Bună seara! Vă mulțumim că ați acceptat încă o dată să fiți prezenți în curtea școlii, chiar dacă indirect astăzi. Anunț deja pe telespectatori că săptămâna viitoare va fi o ediție specială în care sperăm să avem invitați pe cei doi domni inspectori pentru învățământ primar, domnul Pui Ioan și domnul Șpac Laurentie. Până atunci însă, domnule inspector, astăzi, 2 aprilie, au debutat înscrierile la clasa pregătitoare și clasa 1 pentru anul școlar 2013-2014. Au fost evenimente deosebite în această prima zi sau lucrurile au decurs așa cum v-ați propus? Nu. În primul rând vreau să salut pe toți ascultătorii dumneavoastră, oameni care sunt interesați de bunul mers al treburilor din școală. Pot să vă spun că în prima zi lucrurile au decurs normal. Am vizitat vreo câteva centre din oraș, pentru că acolo probabil sunt probleme legate de înscriere la clasa pregătitoare și clasa 1. Chiar am fost foarte bucuros să stau de vorbă cu părinți, oameni care știu exact ce au de făcut, sunt informați, știu care sunt etapele, așa cred eu că va fi o acțiune care se va derula în condiții foarte bune. Știu că există un tel verde pentru eventualele neclarități sau evenimente deosebite, da, la care pot să sune părinții. Funcționează și la noi în Suceava. Sigur că, da, început cu 1 aprilie, contractul a fost semnat, 0800816 și 0230 la final este prefixul județului Suceava, 023, pardon. Așa. Deci, din punctul de vedere, o altă postare de a culege informații legate strict de înscriere la clasa pregătitoare și clasa 1. Da, o să mai spun eu, cartele necesare pentru înscriere pentru aceia dintre noastre care încă nu știu sunt cererea tip de înscriere, copii după actul de identitate al părintelui, certificatul de naștere, documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoarei, clasei 1. Și am să mă opresc la acest document, domnule inspector. Care este situația în care e nevoie de această testare și unde se poate face în județul Suceava? Această testare este necesară pentru cei care vor să scrie în clasa pregătitoare și împlinesc vârsta de 6 ani după 31 august 2013. Între 31 august, după 31 august 2013 și până la 31 decembrie 2013. Și toți cei care vor să înscrie în clasa 1 în anul școlar 2013-2014 și împlinesc 7 ani după 31 august până în 31 decembrie 2013. Pe site-ul inspectoratului școlar, la toate școlile sunt afișate, la grădinițele sunt afișate locurile unde se desfășoară această testare psihosomatică. Avem personal disponibil în această perioadă în tot județul. Cei de la centrul de la Suceava, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională se vor deplasa și în orașele mare ale județului. Sunt făcute grafice cu etape, perioadă, părinții sunt informați și știu, am vorbit cu ei, știu de unde să meargă și de acolo vor primi acea deferință cu care se vor putea înscrie în această etapă, fie în clasa pregătitoare, fie în clasa 1. Deci ne-am deplasat noi aproape de copii
În grădinițe lucrurile acestea au fost spuse și afișate pe site-ul Liceului Suceava. Am fost înțeles. O conferință de presă la Inspectoratul Școlar, încât și presa a aflat de poziționarea acestor centre și programul lor de funcționare. Deci nu sunt probleme din acest absolut, punct de vedere. Absolut. O altă întrebare, o ultimă întrebare, pentru că mai multe vor fi săptămâna viitoare, e legată de școala de circumscripție. Dacă există obligativitatea ca înscrierea să se facă la școala de circumscripție sau părinții pot opta și pentru altă școală? Sigur că da, părinții pot opta pentru altă școală, dar în momentul când bifează, deci atunci când completează cinzea, bifează că au reținut locul și în școala de circumscripție, pentru că acolo are prioritate, cu siguranță, în prima etapă de înscriere. Dacă el dorește la altă unitate, atunci trebuie să bifeze pentru a-și păstra locul și acolo. Dacă în cazul în care nu este admis, conform criteriilor generale și specifice din școala respectivă, se poartă întoarce la școala de circumscripție. Dar vreau să fac o precizare pentru toți părinții care probabil ascultă acum și își doresc ca micuților să ajungă acolo unde doresc ei pentru o anumită școală. Există posibilitate, există un calendar etapă prevăzută, școlile, dacă au și spațiu, și cadre didactice, și toate cele necesare pentru a-și mări oferta, se poate mări oferta prin aprobarea Consiliului de Administrație Inspectorului Școlar, așa că, cred eu, în final, cei care va ajunge la școală unde își dorește. Dar atenție, trebuie să vizeze, să bifeze în cerere că a reținut un loc la școala de circumscripție. Da, deci lucrurile nu stau nici aici foarte complicat, foarte important însă să bifeze, așa cum spuneați, și în dreptul școlii de circumscripție pentru a avea un loc rezervat acolo. Și mai fac o mică precizare, dacă e posibil. Deci există disponibilitatea conducătorilor de școli, există disponibilitatea inspectorului școlar de a asigura dreptul la educație tuturor copilor și de a ajunge acolo unde ei își doresc. Sigur că în măsura posibilităților pe care le are școala, dar există această disponibilitate și cred eu că până la urmă lucrurile se vor rezolva foarte bine pentru toți. Da, noi vă mulțumim pentru că ați acceptat și ne-ați adus aceste lămuriri nouă, părinților, bunicilor, cei care erau interesați de clasa pregătoare și clasa întâi, și vă așteptăm săptămâna viitoare în direct în curtea școlii. Ca de fiecare dată, cu plăcere. Vă mulțumesc. Da, dragi telespectatori, câteva lămuriri, sper că au fost cele mai importante întrebări, acestea le-am regăsit pe buzele multora dintre noastre. În municipiul Suceava, 29 de clase pregătitoare, 343 de clase pregătitoare în întreg județul, bineînțeles și clase întâi se vor înființa în foarte multe școli. O perioadă importantă din viața copiilor, debutul în școlaritate, pe care credem noi că toți veți reuși să o depășiți cu bine. Acestea fiind zise, dragii mei, am să mai spun doar câteva din titlurile care erau pregătite pentru această seară și am să spun așa că 9 licee din județ s-au calificat la faza regională a concursului național Tinerii Dezbat, o performanță, spune, pentru județul Suceava. De asemenea, domnul ministru spune că el speră din toamnă să deschidă o platformă cu manuale digitale, o platformă care să vină în sprijinul părinților și în sprijinul elevilor. Mai aflăm că 400 de burse școlare sunt acordate de primărie elevilor suceveni. O propunere surpriză, spunem noi mai departe, a Ministrului Educației, eliminarea notelor din catalog, dar nu la toate materiile, ci doar la unele dintre ele. E în discuție această propunere, pentru că nu toată lumea este de acord cu ea. De asemenea, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava propune examen de admitere pentru toate programele de masterat ale celor 9 facultăți. Asta este o veste bună, cred eu. E bine să se cearnă mai bine sita în privința admiterii, mai ales atunci când e vorba de masterat. Iar lucrurile legate de clasa pregătitoare, spunem noi că au fost deja lămurite în discuția cu domnul inspector. Să mai spunem doar atât că Asociația Promotorii Bucovinei, în asociere cu Consiliul Local Suceava și Primăria Suceava, organizează în perioada 4-13 aprilie 2013 Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii și Tineret Suceava 2013, partener fiind Asociația Magi Media și Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Manifestările vor ține două evenimente distincte,
instincte, un festival de teatru pentru copii și tineret, Bucovina, ediția 7, 4-6 aprilie, teatru în limba română pentru elevi și gimnaziu de liceu, locația Casa Culturii Suceava, un concurs de interpretare pentru gimnaziu, interpretare pentru liceu, cu invitați speciali din Polonia, Ucraina și Republica Moldova. De asemenea, vor fi niște ateliere de lucru sâmbătă 6 aprilie la galeriile Shopping City. Iar a doua parte, Festivalul Național de Teatru în Limba Engleză pentru Elevi Magic Fest, ediția 5, 6-13 aprilie, Teatru în Limba Engleză pentru Elevi, locații Dompolski și Colegiul Național pentru Rareș din Suceava. Mai multe despre acest eveniment cu siguranță vom afla, vom fi acolo în direct, dacă vom fi invitați, bineînțeles, de cei care organizează. Înainte de a vă prezenta invitații din seara aceasta din curtea școlii, trebuie să urmărim un scurt moment de publicitate. Ți-e foame? Vino la Oscar Wilde Pub. Am revenit în direct cu invitații din seara aceasta. Vă spuneam că sunt elevi talentați, harnici, cu minți, care nu au mai fost în curtea școlii. Sunt elevi ai școlii gimnaziale din Siminicea, județul Suceava. Le spun bună seara și bine ați venit în curtea școlii tuturor invitaților din seara aceasta. Bună seara, bine v-am găsit! Și am să încerc eu prin a prezenta oamenii mari, așa, adulții prezenți în curtea școlii în seara aceasta. Doamna profesor pentru învățământ primar, Gabriela Penciuc. Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumim pentru invitația de a poposi în curtea școlii și pentru a vă împărtăși impresiile plăcute legate de participarea echipajelor claselor a 3-a A și a 3-a B de la Școala Gimnazială Siminicea la concursul interjudețean Equinox. Da, bună seara, îi spun și de numele Simona Penciu, profesor pentru învățământ primar. Bună seara, bine v-am găsit! Și pentru prima dată când participăm la emisiunea Bucovina TV și sperăm să fie prima și nu ultima. Așa ne dorim și noi. Și bineînțeles, domnul cercetător de la Observatorul Astronomic al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, domnul Dimitri Olenici, o cunoștință mai veche a noastră. Astăzi n-am avut călătorie pe harta cerului, tocmai pentru că subiectul ediției de astăzi este legat de cer, de constelații, de astronomie. Anticipa oarecum doamna profesor spunând că va fi vorba despre concursul Equinox. Un concurs aflat la 10-a ediție, un concurs longeviv, aș spune, pentru că sunt foarte, foarte multe concursuri care apar și dispar peste noapte, mai ales aici în domeniul educației, dar se vede treabă că a avut succes și că s-a desfășurat foarte bine de-a lungul celor 10 ediții. Din câte știu, este în organizarea Asociației Educatorilor Suceveni și a Observatorului Astronomic al Universității Ștefan cel Mare cu parteneri, Inspectoratul Școlar al Județului Suceava. Spuneam că un concurs longeviv, domnule Olenici. De ce? Care e secretul? Că poate ar fi bine să-l cunoască și alții. De ce? 10 ediții. Concursul a început în 2002, mai timid, și de-a lungul anilor au participat peste 3.000 de elevi cu lucrări și la cele trei secțiuni ale concursului. Secretul poate este seriozitatea noastră cu care am abordat acest concurs, apoi pasiunea copiilor pentru astronomie și, bineînțeles, și efortul depus de cadrele didactice pentru a pregăti copiii. Seriozitate, așa este. Spuneați mai devreme de pasiunea copiilor pentru astronomie și dumneavoastră îi puteți vedea pe câștigătorii ediției, cele de-a 10-a ediție, și poate e chiar neașteptat de frumos, sunt două echipaje care s-au clasificat pe locul întâi, ambele din Siminicea, și noi ne-am bucurat să aflăm că nu sunt numai din municipiul Suceava, copii talentați și copii pasionați de astronomie sunt și în împrejurimile Sucevei, și am să vă rog acum să vă prezentați fiecare dintre voi, să vă spuneți numele. Am aflat deja că sunteți în clasa a treia la Școala Gimnazială din Siminicea, că doamnele învățătoare, profesor pentru învățământ primar, vă însoțesc. Am să vă rog doar să vă spuneți numele. Eu mă numesc Penciuc Roxana. Mergem mai departe. O să dăm microfonul, pentru că suntem mulți și... Eu mă numesc Apostol Alin Constantin. Alin Constantin, mai departe. Eu mă numesc Avlaie Lela Alexandra. Eu mă numesc Cafedoa Ienu.
Eu mă numesc Anicea Emanuela. Eu mă numesc grădinarul Alexandra Ramona. Da, i-am cunoscut pe câștigătorii celei de-a 10-a ediții. Haideți totuși să spunem, domnule Olenici, poate mai sunt printre telespectatori care nu știu ce înseamnă concursul Echinox, care sunt secțiunile organizate și în timp ce ne vorbiți o să urmărim poate și niște imagini de la ediția de anul. Noi am căutat să venim în sprijinul tuturor copiilor ca să poată participa la acest concurs. De aceea am organizat 3 secțiuni. Pentru preșcolari și cei din clasele 1-1 există o secțiune de astronomia în artă în care ei pot participa cu desene, grafică, pictură. Pentru cei din clasele a 3-a și a 4-a, ei am organizat un concurs de cunoștințe de astronomie în care ei primesc acolo întrebări, iar pentru cei din... Și mai avem un concurs de creații literare astronomice la care pot participa elevi din la clasele a 3-a până la clasa a 8-a și chiar am avut și de la liceu în câteva ediții. Astfel ca toți cei care îndrăgesc astronomia, într-o formă sau alta, să poată participa la acest concurs. Da, telespectatorii urmăresc imagini de la prima fază, să spunem așa, a concursului de anul acesta, pentru că a fost o situație inedită, din câte știu eu, anul acesta, datorită vremii care a blocat drumurile, au ajuns mai puține echipaje, acum o săptămână. Da, au fost doar 2 echipaje de la școala numărul 1 și numărul 10 din Suceava și echipajul de la Ipotești, la școala gimnazială din Ipotești. Pentru ca săptămâna aceasta, nu? Săptămâna aceasta am mai avut încă 8 echipaje. Cei de la Siminicea, care am aflat că data trecută au vrut să vină chiar și pe jos, numai să ajungă la concurs. Deci cele 2 echipaje de la Siminicea, 2 echipaje de la școala Petru Mușat din Siret, 2 echipaje de la liceul tehnologic Tom Șavodă din Solca, un echipaj de la școala gimnazială numărul 1 din Siret, echipaj de la școala numărul 1 din Suceava și de la școala numărul 11 din Suceava. Deci atât, 11 echipaje, da. Spun eu. Câte că... 3 copii, deci 33 de astronomi. Da. Viitori astronomi. Un număr bun, iată și desene realizate de preșcolari, spuneați mai devreme, și copii de clasele 1 și a doua. Câte desene ați avut anul acesta? Anul acesta am avut 261 de desene, eu țin o evidență foarte strictă, 80 de eseuri, 15 fotografii, că unii au participat cu fotografii, și 18 machete, pentru că de 2 ani avem și o subsecțiune la astronomia în artă de machete. Copiii creează machete. Da. Foarte interesante, de altfel, probabil că o să le vedem și în imagini. Da, concursurile de desene și de creație literară astronomice sunt sub forma unor expoziții concurs care stau pentru publicul vizitator la observator timp de o lună. Deci important, până pe 23 aprilie. Artiștii... Și acum, scuzați că vă întrerup, cu ocazia acestei săptămâni de activități educative prin școli, sute de copii din județ și chiar din alte județe au ocazia să vadă aceste creații și unii dintre ei rămân așa chiar foarte surprinși ce se poate face aici la noi, la Suceava. Da, e un motiv de mândrie, iată, pentru micii artiști care au realizat desenele sau machetele, cum spuneați, eseurile, să fie văzuți de atât de mulți copii, nu? Și cadre didactice. Și pentru că am ajuns la cadre didactice, am să mă îndrept acum spre doamnele profesori pentru învățământ primar, Gabriela și Simona Penciuc. Sunteți la prima participare la acest concurs, Echinox, cu echipajul de clasa a 3-a? Avem o experiență vastă în ceea ce privește concursul Echinox. Am participat de la prima ediție. Avem o părere extrem de bună despre acest concurs. Este un concurs foarte bine organizat. Organizatorii dau dovadă de fiecare dată de profesionalism și competență. De asemenea, este o activitate non-formală cu valențe formative deosebite. Concursul contribuie la dezvoltarea cognitivă, socioafectivă și morală a elevilor. Da, doamna profesor vorbește așa ca din carte, dar ceea ce știu eu cu siguranță este faptul că
Elevii învață cu drag, tocmai pentru că aceste noțiuni de astronomie nu au așa un spațiu foarte larg pe băncile școlii. E mai mult o pregătire extra, nu, școlară, dar îi atrage foarte mult, pentru că dintotdeauna i-a atras pe copii spațiul Universul. Da, este cunoscut interesul copiilor pentru Univers în general. Este un subiect foarte amplu, dar este important să valorificăm acest interes al lor pentru Univers, pentru cunoașterea mai amănunțită a Universului. Ei sunt pasionați de acest domeniu încă din grădiniță, apoi se continuă cu clasa întâi. Eu cred că foarte mult a contribuit și vizita la Observatorul Astronomic din clasa întâi, Da, și rezultatele le-a sculeți deja anul acesta. O să continuăm să discutăm cu invitații din seara aceasta după titlurile de la ora 20 cu Alina Dragotă. Iată care sunt principalele subiecte ale jurnalului Bucovina TV. Urmăriți titlurile zilei. Grav accident pe drumul european 85 astăzi dimineață după ce trei mașini s-au ciocnit în trafic. În urma impactului puternic, două autoturisme au fost făcute praf, iar trei persoane au ajuns la spital. Detalii în jurnalul Bucovina TV. Luna aprilie îi ustură la buzunare pe români. Aceștia vor plăti mai mult pentru a-și satisface un viciu sau pentru un serviciu. Despre ce este vorba aflați la știri. Prefectura Suceava își va prelungi programul de lucru cu o oră de luni până joi. Cu detalii vine prefectul Sucevei Florin Sinescu în jurnalul de la ora 21. Caloriferele sucevenilor vor fi calde, sigur, până la mijlocul acestei luni. Stocul de cărbune existent este suficient pentru producerea de energie termică până pe 16 aprilie. Jurnaliști pentru o zi. Elevii școlii gimnaziale Nicolae Popinceanu Mihoveni au trecut astăzi pragul televiziunii Bucovina TV pentru a descoperi secretele unei meserii de succes. Micuții au simțit pe pielea lor ce înseamnă să fii moderator de emisiune și au luat contact cu echipamentele prezente într-un studio de televiziune. Mai multe veți urmări la știrile Bucovina TV de la ora 21 prezentate de colega mea, Oana Cocoș. Doamnelor, domnilor, punem punct aici titlurilor zilei. Rămâneți în continuare alături de Adriana Nichitean în curtea școlii. Toate cele bune! Despre un concurs aflat la 10-a ediție anul acesta, concursul Equinox, un concurs care testează talentul, dar și ambiția elevilor, începând cu cei din învățământul preșcolar mergând până la cei chiar de liceu, un concurs care și-a dovedit, iată, calitatea chiar prin longevitatea lui. Și vorbeam cu câștigătorii de ediției din acest an și doamna profesor spunea că ei au avut ocazia, începând încă de la grădiniță, nu? Să-și dezvolte această pasiune pentru astronomie. Da, și spuneam că în clasa întâi am organizat o excursie la Suceava și, bineînțeles, printre obiectivele vizitate s-a numărat și planetariul Suceava, iar atunci copiii au avut ocazia să cunoască mai îndeaproape constelațiile și tot ce presupune acest lucru. Bolta cerească, mișcările planetelor, ale soarelui, deci foarte, foarte multe lucruri. Și după cum spuneam și mai înainte, copiii sunt pasionați și vor să afle foarte multe lucruri legate de planete, de stele. Întrebările lor frecvente sunt de ce apar anotimpurile, cum se formează ziua și noaptea, mai există anumite idei eronate care sunt la început, dar prin aprofundarea cunoștințelor acestea se transformă în cunoștințe științifice. De exemplu, una din impresiile copiilor este că cel care se învârte în jurul Pământului este Soarele. Deci, studiind noțiunile astronomice, copiii au aflat că, de fapt, cel care se învârte în jurul Soarelui este Pământul, datorită mișcării sale de revoluție. Haideți să vedem dacă e chiar așa, dacă cei mici au înțeles
noțiunile acestea despre care ne vorbiți și dacă într-adevăr acest moment din clasa 1 în care ați vizitat Observatorul Astronomic al Universității Ștefan cel Mare din Suceava a fost momentul cheie da? Care a stârnit dragostea pentru astronomie a celor prezenți cel puțin în seara aceasta în curtea școlii și care, iată, au câștigat cea de-a 10-a ediție Equinox. Ia să vedem, tu ce spui? Atunci, îți mai aduce aminte de vizita din clasa 1? Da. Și cum a fost? Ce ți-a plăcut cel mai mult atunci? Mi-a plăcut când am fost la filmuleț să vedem și mi-a mai plăcut când am mers prin planetariu și am observat multe lucruri. Așa, planetariu are o expoziție foarte frumoasă, o expoziție permanentă, nu? Cu da, mai multe. Mai multe expoziții, cei drept, dar sunt impresionante acele fotografii mari care ilustrează aspecte din bolta cerească. Ia să vedem ce ne spune băiatul. Ești singurul băiat din echipaj. De ce numai unul? Ceilalți colegi nu au fost pasionați de astronomie sau tu ai obținut rezultatele cele mai bune? Ceilalți colegi au fost și pasionați de astronomie, numai poate că merg la anul. Poate că merg la anul, dar anul acesta tu te-ai dovedit cel mai bun. Da, este adevărat. A avut punctajul cel mai mare și la nivelul partei locale. Da, la nivelul școlii sau a clasei, nu? Pentru că, să spunem, înainte de a participa la această fază județeană, cei mici au participat la, conform regulamentului, o fază pe școală. Și tu spui că ai obținut punctajul cel mai mare, da? Da. Cam cât timp te-ai pregătit tu pentru această evaluare, să zicem așa, această verificare în domeniul astronomiei? 2 ore pe zi, când am dat testul. Așa, cam 2 ore pe zi, timp de câte zile? 3 săptămâni. Oh, deci de suficient de mult timp acordat astronomiei, semn că într-adevăr te pasionează. Și noi am adus aici câteva din cărțile voastre. De unde ai luat informațiile? Sau de obicei, așa, când vezi într-o revistă? De obicei, când văd într-o revistă, mă uit în ea și aflu mai multe lucruri noi despre astronomie. Și vrei să ne spui și un lucru așa nou, interesant, să-mi spui mie și telespectatorilor emisiunii În curtea școlii, ceva, știu eu, care ne-ar putea atrage atenția în mod deosebit, legat de cer, de ce ți-a rămas ție întipărit în minte, ce informații pe care ai învățat-o pentru concurs sau ai citit-o? Eu am aflat că stelele sunt sfere de gaze incandescente cu temperatura cuprinsă la suprafață între 3000 și 30.000 de grade. Și ce, ți-ar plăcea să călătorești pe o stea? Nu mi-ar plăcea. Având în vedere temperatura, nu? Având în vedere temperatura, m-aș topi pe loc. Așa, a fost o întrebare capcană, te-ai descurcat foarte bine. Hai să dăm mai departe microfonul spre... Am să te rog să-mi reamintești numele tău. Ionela. Ionela. Ionela, spune-mi, care a fost întrebarea care ți s-a părut ție cea mai interesantă din cele pe care le-ați primit în această ediție la concurs? Ți-aduce aminte vreo întrebare și care ți-a rămas ție acolo întipărită? Fie că ți s-a părut mai grea, fie că ți s-a părut dimpotrivă cea mai ușoară și sigur ai dat răspunsul corect. Întrebarea care mi-a părut cea mai ușoară este întrebarea ce este soarele. Și ce e soarele? Poate nu știu. Soarele este o stea. Este o stea. Dar ce înseamnă stea? Că noi suntem obișnuiți, tot ce vedem pe cer, pe bolta cerească strălucește, e stea. Soarele, toate sunt? Tot ceea ce vedem pe bolta cerească sunt stele? Sau ce sunt stelele? Prin ce se diferențiază ele de celelalte corpuri cerești? Stelele se diferențiază. Diferențiază. Așa. Au lumina și căldură. Au lumina și... Lumină și căldură? Și căldură diferită. Proprie, da? Proprie. Lumină și căldură proprie. Aveți emoții? Ați mai fost la televizor? Nu. Niciodată. E o experiență, spun eu, inedită și sper să o țineți minte, da? Și să fie un imbolt și pe viitor să obțineți rezultate foarte bune. Poate ne revedem anul viitor și atunci sigur nu mai aveți emoții. Am dreptate? Așa sperăm și noi. Da? Ei, hai să mergem mai departe. Spre o altă domnișoară care a făcut parte din echipajul câștigător. Tu ce zici? Care a fost întrebarea cea mai grea? Ea mi-a spus care a fost cea mai ușoară. Ce e soarele? Sau de ce e soarele o stea? Da? Nu mai știu exact cum a sunat. Care a fost cea mai grea? Care ți s-a părut cea mai grea și care te-a pus așa, te-a provocat un pic? Sau toate ți s-au părut ușoare? Toate. Toate ți s-au părut ușoare. Dar cum te-ai descurcat la harta cerului, spre exemplu? Pentru că știu că acolo trebuia să recunoașteți cât mai multe constelații. Ai dat o mână de ajutor acolo?
Hai, da, mă gândesc eu că dacă ai fost prezentă, zi-mi și mie două constelații. Dragonul și Hidra. E corect, domnul? Da, Aici? Da. Da, înseamnă că, într-adevăr, și-a adus contribuție. Interesant că au reușit copiii de la Siminicia să completeze toată harta cerului. Deci toate constelațiile care se văd în România. Le-am adus aici și chiar să le vadă. Cele două echipaje. Noi vă spunem care este rețeta succesului: 99% muncă și 1% talent. Copiii au muncit foarte mult, au studiat individual, au consultat foarte multe materiale de specialitate pentru a obține această performanță deosebită. Bun, dar mă gândesc eu acum, am să te rog să-i dai microfonul colegei tale, să-mi spună și ea ce ați făcut. Dacă vă întreb pe fiecare dintre voi, o să știți să-mi enumerați toate constelațiile sau v-ați împărțit așa harta cerului în patru și ați zis tu înveți bucățica asta, tu cealaltă, cum a fost, care e secretul? Hai să dezvăluim așa câteva din secrete. Eu am învățat pe toată harta. Toată harta? Toate constelațiile? Da. Câte constelații ai învățat? Toate. Câte? Le-ai numărat așa din curiozitate? Nu. N-ai stat să le numeri, nu? Dar și ce număr a avut echipajul tău? 11. Dacă noi avem aici și punctajul. Până se uită domnul Oleniș pe punctaj, să te rog și pe tine să-mi spui. Vă spun eu câte a completat. 44 de constelații. Un număr impresionant. Pentru că noi am dat câte 0,5 puncte la o constelație, pentru a recunoaște o constelație. Felicitări! Poți să ne spui câteva numere de constelații? Da. Berbecul, Taurul, Scorpionul, Gemenii, Racul, Vărsătorul, Săgetătorul, Capricornul. Foarte multe. Pești, balena. Sunt convinsă că ai să mi le enumeri pe toate dacă te las, dar e foarte important de știut că ei nu le-au avut doar de enumerat, să le pună acolo pe hârtie, nu. Ci trebuiau să recunoască pe cer într-o anumită așezare, nu? Constelațiile. Noi le-am dat harta cerului fără să fie scrise, deci constelații numai desenate, dar fără să fie scrise denumirile lor. Erau doar niște puncte, da, nu? Și niște linii da, care unesc. Și ei au trebuit să recunoască să scrie pe fiecare constelație numele constelației. Bineînțeles că au exersat acasă, le-am dat anterior harta scrisă cu constelațiile și așa numită harta mută. Da, eu zic că e o performanță, e un lucru impresionant și un lucru foarte frumos. Poate sunt între dumneavoastră care se întreabă bine și am învățat numele atâtor constelații și la ce ne folosește. Eu zic că ne folosește, nu? Pentru că în felul acesta deschidem apetitul pentru a citi și mai mult, indiferent ce. Fie că e vorba de astronomie, de literatură, de beletristică, important este să citească cei mici. Am să te întreb și pe tine, pentru că tu nu mi-ai vorbit încă, să-mi spui de ce te-ai hotărât tu să înveți atât de bine noțiunile legate de astronomie, încât să ai șansa aceasta de a participa la concursul Echinox. Ce te-a determinat să înveți? V-a promis doamna învățătoare că o să vă pună note bune dacă învățați pentru concurs? Eu vorbește la microfon, te rog. Foarte bune, au rezultate foarte bune la toate disciplinele școlare, sunt premianți, sunt copii cu care școala Siminicia se mândrește. Mă bucur să aud că se întâmplă lucrul acesta la Siminicea. Acum vreau să aud pe ea, ce-mi spune ea. Dacă doamna nu v-a promis note mari, înseamnă că nu e importantă nota, nu? Ce e cel mai important? Te rog să vorbești la microfon. Pentru tine, ce a fost important? O să învăț multe lucruri, să învăț tot, pentru că erau interesante și frumoase. Erau lucruri interesante și frumoase, nu? Altceva decât se întâmplă, să spunem așa, la orele de limba română, la orele de matematică. Da, iată, copii frumoși, așa cum v-am prezentat și mai devreme, dar nu numai frumoși, ci copii isteți și harni. Spunea doamna învățătoare că rețeta succesului este 99% muncă și 1% talent. La ce mai sunt buni copii dumneavoastră? Așa, se pricep, mai au și alte talente, în afară de faptul că, iată, învață cunoștințe de astronomie, ați obținut rezultate. Copiii au și experiența altor concursuri, participăm la diverse activități educative, avem acorduri de parteneriat cu diferite școli din țară. Suntem implicați în diferite activități de voluntariat, activități de caritate,
o activitate extrem de eficientă și care contribuie la dezvoltarea armonioasă a elevilor noștri. Sunt foarte talentați, ambițioși, perseverenți, copii cu care noi ne mândrim și cu care suntem în stare să ne prezentăm la orice competiție. Ne-au demonstrat valoarea, competența și performanța de care sunt în stare. Noi îi felicităm, suntem foarte mândre de ei și le urăm mult succes în toate competițiile viitoare. Da, și noi le urăm succes și elevilor și doamnelor profesori pentru învățământ primar. Însă mai rog pe domnul Olenici, pentru că am văzut acolo pe masă și mi-am amintit, să prezinte telespectatorilor și caietele astronomice, așa cum le-ați numit noastră, da, organizatorii. Este vorba de, spuneți-ne... Este vorba de un volum intitulat Caiete astronomice. Nu sunt ele astronomice ca mărime, nu? Da. La conținut ne referim. Sunt cuprinse creațiile literar-artistice ale copiilor, începând de la ediția din 2006. De fapt, atunci a apărut primul volum, că sunt câteva și mai dinainte. Și la fiecare ediție strângem toate lucrările într-un volum. M-am uitat aici fugitiv și am văzut din anii anteriori copii cu lucrări de la Seminicea. La Seminicea putem spune că este o adevărată pipinieră de astronomie. De talente. Și copiii care participă la concursul Equinox au gratuit intrarea la observatorul astronomic timp de un an de zile. Este și asta le-ați dat o veste bună, cu siguranță, deci, se vor bucura copiii foarte mult. Adică unii dintre ei, când vin în vizită la planetariu, vin cu diploma pe care scrie acolo intrarea gratuită timp de un an de zile și noi suntem obligați să-i primim gratuit. Se răsplătiți, de fapt, bine, da? Se nu e obligație, ci o plăcere, având în vedere... Alte surse materiale pentru a... nu prea avem, dar... Noi ne mulțumim și cu cunoașterea cerului și așa. Și acum, dacă ei au fost la Suceava, rămânem și noi observatorul astronomic dator și trebuie să mergem să facem niște activități astronomice, niște serii astronomice la Seminicea, unde bineînțeles că ei o să fie mâna noastră dreaptă în activitățile pe care le vom organiza acolo. Da, ce să spun, le mulțumesc și aștept și la anul să fie, că ei să fie în clasa a treia și pot participa și la anul la acest concurs. Da. Iată, multe beneficii și pentru elevi și pentru cadre didactice și în privința acestor vizite gratuite și în privința faptului că își pot regăsi creațiile în caietele astronomice, faptul că, iată, vor fi multe activități pe această temă la școală cu profesioniști de la Observatorul Astronomic al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, într-un cuvânt, un concurs la care se pare că merită, nu? Să participe și elevii și cadre didactice. Eu vă mulțumesc pentru prezența din seara aceasta. Sunt convinsă că urmează o săptămână destul de încărcată și de grea, această săptămână de școală altfel. Cum a fost până acum această săptămână? Ați avut activități interesante la școală? Sau tot română și matematică ați făcut? Nu. Este săptămâna preferată de ei. Da? N-ați făcut română. Vreau să-i aud pe copii. Au un orar extrem de flexibil și extrem de atractiv. Ce v-a plăcut până acum? Ce activitate din cele pe care le-ați desfășurat? Salată de fructe. Ați făcut salată de fructe? Da. Și n-ați adus și aici, în curtea școlii, un bol de salată de fructe? Data viitoare să aduceți din produsele voastre, da? Așa cum am adus caietele astronomice, trebuie să aduceți și ceea ce o să faceți la școală. Ei vor, da, participa la un viitor concurs în care vor prezenta cea mai interesantă și cea mai atractivă activitate din săptămâna școală altfel. Sperăm să câștigăm, da, și la acel concurs. Domnului Olenici, pentru șansa pe care o dă copiilor din mediul rural. Suntem oarecum avantajați, având o distanță destul de mică față de orașul Suceava și, într-adevăr, este un concurs foarte, foarte important pentru copii. Nu, da, uitați, și pentru dezvoltarea lor ulterioară. Nu poate. Uitați că astronomia s-a născut la sat, pentru că cel mai bine se poate face astronomia, adică mai bine se poate realiza observațiile astronomice la Seminicea, adică de la Suceava, da, pentru că cerul nu este poluat optic. Am demonstrat că și elevii din școlile rurale sunt elevi de calitate, elevi care pot să obțină performanțe asemănătoare celor din mediul urban.
Da, eu îi felicit încă o dată pe invitații din seara aceasta, și pe organizatori, și pe participanți, pe toți cei care au dovedit cunoștințele, pentru că trebuie să știți, toți participanții la secțiunea de cunoștințe au fost pe podium, obținând punctaje mari, peste 50 de puncte. Felicitări încă o dată, vă urez o săptămână de școală altfel cât mai frumoasă și mai interesantă, apoi o vacanță plăcută și vă aștept să reveniți în curtea școlii cu lucrurile frumoase pe care le faceți și dacă sunt printre voi mai talentați, îi aștept la rubrica Talente Mari la vârste mici. Da? Bine. Revenind la dumneavoastră, dragi telespectatori, ne luăm la revedere de la cei de la Școala Siminicea. În schimb, după un scurt moment de publicitate, revenim cu un băiat foarte talentat la rubrica Talente Mari la vârste mici. Să pornim ora astra bună, mă! Oi, vergi busuioc, măi și iar măi, hai da stă-ți, intrați în joc, măi și iar măi, tătă lumea, gintă-ți satul, măi și iar măi, se va cânta nimic tu mai și iar măi. Cât gimnic am învățat, eu am învățat, meșteșugul a cântat, dar eu l-am învățat. Șamu cânci cu nifraci, cânci cu nifraci, cu el lumea o-i strabaci, lumea o-i strabaci. Hai da, hop și iar, cește-ni în joc, să jucăm ora cu foc, mă! Asta-i horă, gimpârcește, măi, și iar măi, ca e în lume, nu găsește, măi, și iar măi, că e din țara fagilor, măi și iar măi, să o joci tari ușor, măi și iar măi, cam ales o batojina, o bătu argina, ci prin tătă Bucovina, tătă Bucovina. Și-o jucă astăzi după cânci, cai da-ți după cânci, se va mângâie la suflet, mângâie la suflet. Hai da, hop și iar, ho! Omul vreau și eu să joc cu tăt neamul la un loc, mă! Ora asta-i horă mândră, măi, și iar măi, și cu foc trompeta cântă, măi, și iar măi, da, și eu din gură zic, măi, și iar măi, voia bună să n-o strică, măi, și iar măi, ca și o vreo Dumnezeu, o vreo Dumnezeu, și al meu, să și al meu, da, să și al meu. Jocușe cu veselia ca în Bucovina, dragostea și omenia, gintă-te inima. Nișinți și curat, păi ginea bună m-am ridicat, mă! Yeah.
din Bucovina mea. Da, iată, am revenit la rubrica Talente Mari la vârste mici. De data aceasta cu un elev de clasa a noua, un băiat foarte talentat. Îi spun bună seara și bine ai venit în curtea școlii pentru prima dată, lui Alexandru. Bună seara și bine v-am găsit. Alexandru Sahlean, elev în clasa a noua la Colegiul Național Ștefan cel Mare. Când am aflat că ești elev la acest colegiu de prestigiu, de altfel, din Suceava, la profilul matematică, informatică, intensiv, și cânti muzică populară, mărturisesc un pic că m-a mirat. Cum de această alegere? Prima alegere a fost muzica sau profilul acesta matematică-informatică? Cum a fost? Ca să spun așa, matematica de asemenea mi-a plăcut de mic, la fel ca și muzica. Și am hotărât ca muzica să fie un hobby de care să mă, de asemenea să mă ocup și pe parcursul carierei mele, dar în principal să am și o bază teoretică, ca să spun așa, și să învăț la un liceu, așa cum a spus și dumneavoastră, de prestigiu, pentru a urma o meserie în viitor sau... Să înțeleg că nu ți-ai propus așa să faci o profesie din cântat? Rămâne doar la stadiu de hobby sau... Îți dorești așa să lași timpul să le așeze pe toate și să vezi spre ce te vei îndrepta? Păi, desigur, aștept la timpul să curgă, cum a spus și dumneavoastră, și să văd ce se va întâmpla cu cariera mea muzicală și pe celălalt plan care mi l-am urmat. Acum timpul va decide. Da, mie îmi place foarte mult cum gândești. Faptul că... ai spus-o, îți place și matematica și consider că ambele sunt foarte importante, eu zic că e un lucru mare, un lucru bun, pentru că se mai întâmplă pe aici, pe acolo, ca cei talentați în domeniul muzicii sau în alt domeniu să lase, mai, aici mă refer mai ales la elevi, să lase deoparte învățătura, considerând că e cel mai important să meargă doar pe această linie a-și dezvolta talentul. Dacă le faci pe amândouă bine, eu zic că e perfect. Așa este viața, nu se știe cine va oferi pe viitor și am gândit că așa este mai bine pentru mine și pentru viitorul meu. Așa, nu mergem chiar foarte departe, să ne întoarcem un pic în trecut. Eu știu că tu ai început încă de la 4 ani să studiezi muzica. Așa este, ca să spun așa, dragostea pentru muzică, pentru folclorul bucovinean mi-a fost insuflat încă de la grădiniță, chiar de doamna educatoare, care a descoperit în mine un viitor talent. Și de asemenea mi-a plăcut ceea ce am făcut. Această pasiune pot să spun că a fost transmisă din generație în generație în familia mea. Și am părinții tăi în domeniu au... Nu, ca să spun așa, de la bunici, care de asemenea iubeau foarte mult muzica și tradițiile bucovinene. Și da. Și au reușit să-ți transmită și ție această dragoste. Așa este. Eu mă uitam la Bundiță, sau cum se numește, ca să nu greșesc. Da. Bundița ta. Îmi place foarte mult și am să te întreb dacă este autentică, este de undeva de la țară sau de unde o ai? Da, este de la țară, în special în zona din care provin, pe care o reprezint și cu mult drag, zona humorului. Ca să spun așa, sătenii mai înstăriți se îmbrăcau cu aceste haine de sărbătoare, ca să spun așa. Și e o sărbătoare faptul că ai venit în curtea școlii, ai îmbrăcat haine straie de sărbătoare. Am să te întreb, Alexandru, dacă ai participat la întreceri, concursuri, festivaluri și dacă ai reușit să obții și rezultate. Eu știu răspunsul tău, dar pentru telespectatorii emisiunii în curtea școlii. Păi, desigur, dacă vrem să ne dezvoltăm și abilitățile de adevărați folcloriști, ar trebui să concurăm în anumite concursuri. Noi, de altfel, suntem prieteni, buni colegi, dar asta este, trebuie și prin concursuri să ne arătăm calitățile sau... Numai așa, comparându-te exact cu alții, poți să afli unde te afli. Văd aici premiul întâi la concursurile Florile Ceahlăului, Piatra Neamț, Doină, Doină, Cântec Dulce, Troesmis, La Tulcea, Turcoaia, premiul 2, Dorna Plai de Joc și Cânt, Maramureșul Răsună, premiul 3, iarăși multe alte premii, nu am să le citesc pe toate. Am să te rog, în schimb, Alexandru, să îmi spui cine sunt profesorii care te-au îndrumat, pentru că în spatele talentului, nu, stă și o muncă asiduă, o muncă coordonată, nu? De un cu siguranță. Profesor. Cu siguranță în spate ceea ce prezentăm noi toți tinere talente, ca să spun așa, se află persoane fără de care nu am fi cântat, poate chiar nu am fi ajuns unde
suntem și unde vom fi în continuare. Și în spatele tău cine a stat? Care sunt domnii profesori? Ca să spun așa, de la vârsta de 9 ani, părinții m-au dus la grupul Dor de la Humor, de la Casa de Cultură din Gura Humorului, unde am studiat cu doamna profesoară Maria Macovei. Și de asemenea am continuat și venind și cu școala la Suceava, am hotărât că ar fi mai bine și pentru mine ca să mă apropii de ansamblu artistic Ciprian Porumbescu din Suceava, acolo unde mă și pregătesc cu directorul artistic al ansamblului Sorin Filip. Și am aici o informație că ești elev în anul întâi la Școala Populară de Artă Ion Irimescu din Suceava, clasa doamnei profesoare Valentina Popescu-Taban, căreia îi mulțumesc pe această cale. Sunt sigur că se uită la emisiune și o salut. Eu mă bucur de fiecare dată când vin elevi în curtea școlii și își salută cu drag profesorii. Cu siguranță vrei să-i salut și pe părinții tăi, nu? Care te-au sprijinit. Siguranță. Mai ai frați? Nu, sunt singur la părinți. Ei, cu atât mai mult părinții tăi și-au dorit și au reușit. Și-au dorit și i-au investit în munca mea, ca spun așa, nu am avut sponsori și părinții m-au sprijinit cât și pe plan financiar și pe plan spiritual, ca să spun. Dar poate e important să știe cei care ne urmăresc că în spatele unei evoluții, fie că e vorba de muzică populară sau muzică ușoară, stau niște resurse, să le spunem așa, materiale pe care părinții de cele mai multe ori le investesc pentru binele copiilor lor. Alexandru, mi-ai spus că ai fost pasionat de mic și de matematică, nu numai de muzică, dar lectura are un loc așa în viața ta? Cu siguranță lectura are un loc bine definit în viața mea, ca și în viața fiecărui tânăr elev și copil. Reușești să citești ceva care îți dorești, nu neapărat impus de școală? Exact, îmi place de obicei să lecturez ceea ce mă definește, ceea ce mă reprezintă sau... Uite, noi avem în curtea școlii un concurs sponsorizat de librăriile Alexandrei, numai căruia oferim o carte unui telespectator care reușește să răspundă corect la o întrebare. Întrebarea din seara aceasta era titlul cărții scrisă de Mircea Sântimreanu, o carte care prezintă așa pe un ton foarte vesel întâmplări din curtea școlii. Ai reușit să citești cartea despre care vorbesc? N-am reușit până acum să o citesc, dar cu siguranță voi citi de acum înainte. Da, e vorba de cartea Recreația Mare. Și aici am numele câtorva copii care au sunat, ne-au dat răspunsul corect și am să te rog pe tine să extragi numele câștigătorului din seara aceasta. Să-l arăți la cameră. Avem câțiva telespectatori fideli, sper să fi câștigat unul dintre ei, poate și un telespectator nou. Am să te rog să citești și apoi să arăți și la cameră. Da, sigur, numele telespectatorului este Șerban. Șerban. Da. Șerban a câștigat cel de-al treilea volum al romanului Vine tu, o carte, spun eu, foarte interesantă, foarte frumoasă, o carte de aventuri. Cred că mulți dintre voi v-ați dori să o aveți în bibliotecă și tocmai de aceea vă invităm de fiecare dată să ne urmăriți, să răspundeți la întrebarea care nu este foarte grea, n-a fost grea nici întrebarea din seara aceasta. Eu îi mulțumesc lui Alexandru că m-a ajutat să oferim această carte unui telespectator. Alexandru a mai pregătit o piesă pe care vrea să ne o cânte în seara aceasta. Înainte însă de a-l lăsa să cânte, eu îi mulțumesc și lui pentru mulțumesc că a fost de asemenea pentru invitație. Și eu te mai aștept în curtea școlii. Ori de câte ori obții rezultate foarte bune la vreun concurs. Dumneavoastră, dragi telespectatori, mai rămâne, îl invit pe Alexandru să și așa poziția corespunzătoare pentru a ne cânta, dar dumneavoastră, dragi telespectatori, nu-mi rămâne să vă zic decât să aveți o săptămână ușoară la școală, și aici mă refer la cadrele didactice, celor mici să aveți o săptămână cât mai plăcută, cât mai relaxantă, dar din care să învățați cât mai multe lucruri frumoase și noi. Ne vom revedea într-o săptămână care sigur vă este dragă, e vorba de săptămâna de vacanță, o vacanță scurtă, dar binevenită. Până atunci însă vă las în compania lui Alexandru Sah, apoi în compania poveștii la minut din seara aceasta. Adriana Nichitean vă urează o săptămână ușoară.
și măracruz, opresc mândra de dracuz. Și zis și la oameni mulți, nu știu bine cum să-l cruz. Frunză verde, măracruz, opresc mândra de dracuz. Și zis și la oameni mulți, nu știu bine cum să-l cruz. Și spun fetii din șansace că sunt negru de pacace. Și spun fetii din șansace că sunt negru de pacace. Iubareți, ierești ca focul și cu mine înșep jocul. Iubareți, ierești ca focul și cu mine înșep jocul. Eu fi geal mândrai pișă, ea nu știe unde am măs. Cu cine am jucat, asară și-a lăsat mă. Iar verge din carare, prea e mândra ce mă coare. Și pe lună și pe soare, și pe șinii mie sunt cale. Și iar verge din carare, prea e mândra ce mă coare. Și pe lună și pe soare, și pe șinii mie sunt cale. Picopcile lege în sat, și pe umbra de la gard. Picopcile lege în sat, și pe umbra de la gard. Numai eu să mânui eu, și trăiesc așa cum vreau. Numai eu să mânui eu, și trăiesc așa cum vreau. Ținim, Doamne, pălăria, ei când e dragă veselia. O mândruță frumoșică și să cânt pe lângă scripcă. Și iar vergele-mi gesoc, ușor el cu mândră-n joc. Să-i pozici și vreau eu, cât am să mai stau flacău. Și iar vergele-mi gesoc, ușor el cu mândră-n joc. Să-i pozici și vreau eu, cât am să mai stau flăcău. Că ea să vrea măritate, să mă facă sfânge odată. Că ea să vrea măritate, să mă facă sfânge odată. La icoane să mă pui, lângă ea ca să mă știi. La icoane să mă pui, lângă ea ca să mă știi. Cea naibii și fata popii, păi după mine îi fug ochii. Mă gândi la jucat, s-o placesc cum se rutat mă. Mărățâni, mândra mărățâni, strânsă lanț ca și un câine. Să nu pot ieși în lume, să nu mă mai știi nimeni. Mărățâni, mândra mărățâni, strânsă lanț ca și un câine. Să nu pot ieși în lume, să nu mă mai știi nimeni. S-o iubesc numai pe ea, să nu râde fața mea. Și nici gura să-mi graiască, alta să nu mă dorească. Lasă-mă mândre să râd, că nu pot sta ca un sfânt. Păi și sfânt la bătrâneță, până atunci o coale creță. S-ar șubotă baci, baci, ei că mândra n-arii păcaci. Mai eu vreau cât ceva, îmi place dragostea, numai cu mândruța mea. Muzicanții din Bremen. Era odată un măgar care era atât de bătrân încât nu mai putea deloc să muncească. Stăpânul său îl bătea tot mai des, până când, într-o zi, măgarul fugi. Cu ceva vreme în urmă, îi ajunsese la ureche că la Bremen se adunau muzicanți pentru orchestra orașului. Mă duc să mă fac muzicant la Bremen, se gândi măgarul și o porni la drum. După ce merse o bucată, întâlni un câine care răsufla din greu. Ziua bună, prietene, dar ce răsufli așa? Îl întrebă măgarul. Să știi că mi-e greu, dacă ai ști, răspunse câinele. Stăpânul meu voia să-mi facă de petrecanie pentru că sunt bătrân, așa că am fugit. Uite, eu mă duc la Bremen să mă fac muzicant în orchestra orașului. Dacă vrei să mă însoțești,
putem cânta împreună. Câinele primi bucuros. Nu merseră mult și întâlniră o pisică care miorlăia de zor. Miau, miau! Ce ți s-a întâmplat, pisicuțo? Întrebă măgarul. Vai, se amar de mine! Acum că sunt bătrână și vreau să stau pe cuptor în loc să alerg după șoareci, stăpâna mea vrea să mă ducă la baltă, să mă nece. Eu însă am fugit. Ei bine, vino la Bremen cu noi. Știi, vrem să ne facem muzicanți în orchestra orașului. Pisicii îi plăcu sfatul acesta și se alătură celor doi. La puțin timp după aceea, ajungând în dreptul unei ferme, cei trei văzură un cocoș care striga cât putea de tare. Cocorego! Cocorego! De ce țipi așa? Întrebă măgarul. Stăpâna mea vrea să mă facă friptură, răspunse cocoșul. Auzi, spuse măgarul, vino cu noi la Bremen. Iar cocoșului acesta îi se păru un sfat mai înțelept decât să fie pus pe jeratic. Cei patru viitori muzicanți își continuară drumul. Câinele și măgarul mergeau înainte, pisica la urmă, toți mândri și voioși. Cocoșul se cățărase și el pe spinarea măgarului. Spre seară ajunseră la o pădure unde se gândiră că ar putea să înnopteze. Cocoșul, uitându-se de jur împrejur, strigă spre tovarășii săi. Hei, prieteni, se vede o lumină în vale! Să mergem într-acolo, spuse măgarul. Cei patru se îndreptară spre acea luminiță care răzbătea de la o casă. Odată ajunși, măgarul își lungi gâtul ca să vadă mai bine ce era înăuntru. Ce vezi? Întrebă câinele. Ce să văd? Răspunse măgarul. O masă întinsă cu tot soiul de bucate în jurul ei. Și tot în jurul ei stau 5 tâlhari care mănâncă și beau până pleznesc. Atunci, cei patru tovarăși, care erau lihniți de foame, se sfătuiră cum i-ar putea alunga pe cei 5 tâlhari din casă. Într-un sfârșit, se hotărâră. Măgarul se sprijini cu picioarele din față de fereastră, câinele sări pe spinarea măgarului, pisica pe câine, iar cocoșul, zburând peste toți, se puse pe capul pisicii. După ce se așezară fiecare la locul lui, începură concertul. Măgarul începu să ragă, câinele să latre, pisica să miaune, iar cocoșul să cânte cât putea de tare, cucurigu! Apoi, de la fereastră, țâșniră în casă, făcând mare hărmălaie. Tâlharii săriră în picioare și se îngrămădiră buluc la ușă să iasă din casa pe care o credeau bântuită de duhuri necurate. Odată ajunși afară, o luară la fugă care încotro, îndepărtându-se cât mai mult cu putință de acel loc vrăjit. Iar cei patru prieteni, îndată ce s-au văzut singuri, s-au pus la masă și s-au giftuit până ce au rupt scaunele sub ei. Terminând ospățul, viitorii muzicanți din Bremen au adormit fericiți. În această vreme, tâlharilor le mai venise inima la loc și scrutau de zor casa unde se așternuse din nou liniștea. Căpetenia lor le zise: Mi se pare că e liniște acum. Trebuie că duhurile necurate au plecat. Deschise cu grijă ușa și văzu înăuntru două luminițe. Erau ochii pisicii. Pisica, simțindu-se în primejdie, sări pe tâlhar și îl zgârie pe față cu ghearele ei bine ascuțite. Speriat, hoțul încercă să scape pe ușa din spate, dar câinele,
care se culcase acolo, îl văzu fugind, îi sări din spate și îl mușcă. Au, au, piciorul meu!" gemu tâlharul. Ridicându-se de la pământ, hoțul ieși pe ușă și o luă la sănătoasa. Între timp, cocoșul, care se deșteptă, crezu că se făcuse deja dimineață și începu să cânte. Cucurigu! Cucurigu! Casa asta e vrăjită, vrăjită, își murmură în barbă fugind hoțul. Și nu se gândea săracul că necazurile sale erau abia la început. De fapt, în timp ce trecea prin curte, măgarul, trezit din cauza zgomotelor, văzându-l, îi dă două lovitură puternică, nimerindu-l drept în fund. Hoțul începu să fugă și mai repede. Să fugim, să fugim! În casa asta locuiește o vrăjitoare blestemată care mi-a suflat flăcări în față și m-a zgâriat. Lângă poartă e un om care mi-a tăiat piciorul cu un cuțit, iar pe acoperiș e judecătorul care tot strigă. Aduceți-l aici, pe hoț, aduceți-l aici! Iar lângă casă e un monstru întunecat care împarte lovituri din belșug. Auzind acestea, tâlharii fugiră mâncând pământul. Chiar așa pățiră cei patru muzicanți din Bremen, iar peripețiile din noaptea aceea i-au făcut prieteni și mai buni. Și pentru că acea casă li se părea acum lipsită de primejdii, se hotărâră să rămână toți acolo. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea muzicanților din Bremen așa.